Ai probleme cu turbina și nu cunoști cauza. Astăzi o să vorbim de treaba asta cu turbosuflantele sau turbochargere, cum puteți să mai spune. Sunt multe situații când turbina începe să scoată, practic pe evacuare o să vezi un fum albăstrui. Problema este foarte simplu în cazul ăla. Bineînțeles, după la prima vedere, dar trebuie studiată bine, mers la un mecanic în acea situație, înlocuită, dacă sau repară, recondiționată, în anumite cazuri nu-ți convine să schimbi o turbină sau în anumite cazuri îți convine, costă destul de ieftin. Ieftin, adică ieftin în sensul nu plătești câte una nouă, plătești, nu știu să zic, câteva sute de lei, depinde după mașina. Dacă e o mașină mai căutată, clar e mai scumpă. Bun, care sunt simptomele? Cam primul simptom, puterea mașinii, motorul nu mai este așa de eficient, adică este mai înfundat, mai înfundat, merge așa mai greu, este mai low și scoate mult fum, este o problemă cu consumul de carburant și asta este o problemă. Dacă vezi o schimbare majoră, clar trebuie să spui un semn de întrebare. Consumul de ulei poate să fie, în anumite cazuri, când este joc în ax de la turbosuflantei, și în cazul ăla chiar trebuie să o recondiționezi sau să o înlocuiești după caz. Zgomot, da, poate să fie zgomot în accelerare sau în decelerare, în anumite situații, deci trebuie să verifici toată bine treaba. În general, să zicem, dacă se întâmplă mașina să o ia pe ulei, se tureze în roșu și oprești motorul și nu mai se întâmplă nimic, tot continuă să accelereze, atunci te sfătuiesc să neși motorul, adică să neși motorul, practic să-l poți să opri. Îl bagi într-o treaptă mare și leși ambreiajul și dai olea că apeși frâna într-o treaptă mare. Și el se neacă și practic poți să remediezi aceste probleme. Sunt multe cauze când poți testa problemele unei turbine, dar nu toți suntem în stare să facem treaba asta și de asta vă recomand să apelați la un specialist în anumite situații. Deci și problema unei turbine poate apărea și din cauza unui EGR defect, blocat, sau un filtru de particule la fel blocat, înfundat, și atunci îți poate distruge turbina. Eu chiar am pățit treaba asta, am schimbat două turbine din cauza unui EGR și un filtru de particule. Deci puneți atenție pe aceste detalii pentru că eu zic că sunt destul de esențiale. Verificați evacuarea, vedeți dacă totul, fumul albastru, îl vedeți. În general, el o să-l vezi destul de mult în sarcină. Dacă îl doresc pe loc, s-ar putea să nu vezi mare lucru. În mers, v-am mai arătat și în alte clipuri cum puteți să îl curățați, dar dacă mai este în stare să-l curățați, adică dacă nu este prea îmbâxit și nu mai are ce să mai curețe, atunci o să vezi problema asta. Deci, o soluție de asta trebuie să apelezi la un mecanic sau să-ți înlocuiești turbina, dacă ai capacitatea, bineînțeles. Dar pentru cineva care nu a mai lucrat la mașină și e o mașină care a ținut-o mereu la mecanic, deci nu și-a băgat niciodată mâna în ea, preferabil ar fi să nu te apuci, mergi la un mecanic, îți face toată operațiunea. Și cam asta este situația. Cam asta am vrut să vă zic despre turbosuflante. Sunt multe subiecte care se pot aborda. Problemele sunt multe, adică v-am zis așa în general cum puteți proceda în anumite situații limit, să zicem, ușoare, fără să ajungi la mecanic, fără să distrugi motorul. Și nu uitați că dacă motorul o ia pe ulei, practic rămâne turat și dacă nu opreți motorul, puteți distruge multe componente a motorului. Deci foarte atenți